Unitatea de primiri urgențe a celui mai mare spital din Brașov este păzită de paznici beți. Au fost surprinși ambii agenții de pază sub influența băuturilor alcoolice. Sunt tocmai cei care ar trebui să intervină în cazurile tot mai dese în care au loc. Conflicte în unitatea medicală. Nu este prima oară când paznicii spitalului sunt surprinși în astfel de ipostaze. Conform Observator News, agentul de pază e cel care trebuie să intervină primul, dacă personalul medical este în pericol. Doar că, în acest caz, agenții de pază au reflexele tocite de la băutură. Când ați intrat dumneavoastră de serviciu? Azi dimineață la ora 6. Și când ați băut? Pe la ora 2. Deci, în timpul serviciului, nu. Adică, ați intrat la ora 6 dimineața și la ora 14 în pauza de masă. Da. Așa a arătat discuția dintre primul paznic și un reporter. Nu este singurul agent de pază la urgențe și nici singurul care bea. Colegului era în noaptea de marți, spre miercuri în aceeași stare. Acesta a răspuns senin întrebărilor pe care le-a primit, spunând că a băut niște vodcă, mai exact 200 de grame în timpul serviciului, ulterior agentul recunoscându-și vina. Nu sunt primii agenți găsiți în regulă în paza spitalului, spune poliția. La aceeași unitate medicală, în data de 19 septembrie 2022, un alt agent de pază a fost depistat în timpul serviciului, având o alcoolemie în aerul expirat de 0,68 mg per litru, iar la data de 24 septembrie 2022, un agent a fost depistat dormind în timpul serviciului, a spus purtătorul de cuvânt IPG Brașov, Alina Ivan. Agenții au fost retrași pe loc din paza spitalului, poliția a amendat cu 400 de lei, iar firma de pază îi cercetează disciplinar. Sunt evenimente care se produc nu numai în cadrul societății noastre, se petrec în cadrul oricărei societăți, pentru că știți și dumneavoastră nu există pădure fără uscături, a motivat administratorul firmei de pază, Lilian Dan. Nu este normal ca acești oameni care trebuie să îndeplinească un serviciu să asigure protecție, tocmai ei să aibă nevoie de protecție, pentru că consumul de alcool în timpul serviciului chiar e o problemă gravă, a spus directorul administrativ al Spitalului Județean Brașov, Sorin Bălășescu. Spitalul Clinic Județean este cea mai mare unitate sanitară din Județul Brașov. Anual, peste 80.000 de pacienți ajung la urgențe în acest spital, relatează Observator News.